Bună ziua! Astăzi am ales să fac două subpuncte din la exercițiul 1 de pagina 69 de la seminarul 9 din calculul cu ajutorul teoremei rezidurilor. Primul exercițiu este, ne dă funcția f de z egal cu z plus 2 supra z pătrat minus 2z și ni se cere să calculăm rezidurile funcțiilor în punctele A, respectiv A egal cu 0. Vom rescrie funcția sub forma aceasta, în care dăm un factor comun z jos și identificăm că punctul A egal cu 0 provine de la acel z înmulțit cu z minus 2, care de altfel este și un pol simplu, deoarece punctul acesta se repetă doar o dată. Calculăm rezidul funcției f de z în punctul A, adică punctul 0, care înseamnă limită când z tinde la 0 din z minus a, adică z minus 0, ori funcția. Se reduce z-ul și rămânem doar cu limită când z tinde la 0 din z plus 1 supra z plus 2 supra z minus 2, care face minus 1. Bun. Acum avem cel de-al doilea exercițiu, punctul B. F de z este egal cu e la z pătrat supra z minus 1 la pătrat. De data aceasta avem ca fiind A egal cu 1 polul pe care vrem să, în care vrem să calculăm rezidurile și acesta este un pol de ordin 2, deoarece soluția ecuației z minus 1 la pătrat are ca soluție pe 1 de 2. Rezidul funcției f de z în punctul 1 este limită când z tinde la 1 din z minus 1 la puterea ordinului, cum ar veni, adică la puterea a doua, ori funcția, toată această derivată de p minus 1 ori, adică de 2 minus 1 ori. Ni se reduce z minus 1 la pătrat și rămânem doar cu limită când z tinde la 1 din e la z pătrat derivată. Limita aceasta, după derivare, va face 2e. Vă mulțumesc!